Performant fabuloas pentru CSM Bucure subliniere T, echipa primriei capitalei s-a calificat la turneul F4 al Ligii Campionilor. Campioana în titre a României la handbal feminin, CSM Bucure subliniere T, s-a calificat duminic, în deplasare, la turneul final four al Ligii Campionilor, după ce a eliminat formația francez Metz Handball în faza sferturilor. Succesul CSM Bucure subliniere T este al treilea consecutiv. Celelalte trei echipe calificate la turneul F4 de la Budapesta sunt Ghior, HC Vardar sublinierei Rostov Don. Meci slab făcut duminic, în returul sferturilor, de CSM Bucure subliniere T, care a fost învins cu scorul de 27-20, 14-9, dar în tura C subliniere T gat cu 34-21, 19-13, astfel ce se calific la turneul final four, cu 54-48 la general. Pentru CSM au marcat Neagont goluri, Gulven 7, Niombla 2, Mehmedovici 1, Curtovici 1, Frajord 1, iar de la Metz s-au remarcat Huete 7 subliniere Ismips 6. Rezultatele din celelalte trei partide de retur ale sferturilor sunt Rostov Don FTC Budapesta 32-22, 20-12, HC Vardar FC Midtjylland 32-25, 17-12, Ghior Bucnost 30-28, 15-15. În tur, Rostov Don a câștigat subliniere tigat cu scorul de 31-29, 16-15. Ghior s-a impus cu 26-20, 12-9, iar HC Vardar cu 24-23, 13-16. CSM Bucure subliniere T s-a calificat în sferturile de final de pe locul 3 în grupa principală, după următoarele rezultate, 28-22 sublinierei 24-28 cu Ghior, 31-26 sublinierei 29-24 cu FC Midtjylland sublinierei 22-22 cu Rostov Don. Turneul final, four, va avea loc la Budapesta, în 12-13 mai. Obiectivul campioanei României în actuala stagiune a fost calificarea la turneul final, four al Ligii Campionilor, la care a mai participat de două ori consecutiv. În 2016, CSM Bucure subliniere T a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz. Decintoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Ghioreto, conform newsro.ro.